că Ucraina nu face decât să mențină o linie cu care ne-a obișnuit. Înainte, încă de dinainte de război. Practic, Ucraina reclamă și asumă faptul că își dorește să aibă un... să se înscrie în acest parcurs european, ceea ce sigur că presupune, în primul rând, să se încarce de valorile europene și de ceea ce presupune democrația occidentală, iar autoritățile din Ucraina, în plin război, într-un moment în care se află în nevoință și într-un moment în care ar trebui să facă dovada cu asupra de măsură că respectă aceste valori și că respectă, în primul rând, interesele țărilor prietene, cum este și România, pentru comunitățile, în cazul nostru, comunitatea românească din Ucraina, exact în acel moment procedează pe la contrariu, într-un fel în care te determină să gândești cum anume va proceda după ce se termină acest război. Eventual cu Ucraina învingătoare, să rămân în logica dumnealor.